Bun găsit la Lumina Creștinului, o ediție programată în luna în care sărbătorim copilăria, copiii, și de aceea ne-am propus să vedem ce activități specifice vârstei lor sunt organizate în Biserica Romano-Catolică. Pornim în această discuție gândindu-ne că pe 5 iunie este sărbătorită Ziua Națională a Copilăriei Misionare Pontificale în România. Și despre acest lucru vom vorbi împreună cu invitații mei, părintele Eugen Blaj, care este director al operelor misionare pontificale în România. Bun venit, părinte! Maria Gheț, o tânără elevă la Liceul Catolic din Iași, și Matilda Andrici, care este secretar național al copilăriei misionare pontificale, trebuie să mă obișnuiesc cu această denumire. Și înainte de a vorbi despre sărbătoare, vreau să încep întrebându-l pe părintele Eugen, ce înseamnă să fii misionar? Este practic dorința de a face cunoscut iubirea lui Dumnezeu la toți oamenii, pentru că de la Dumnezeu vine mereu numai binele, numai iubirea, numai frumusețea, și această dorință de a împărtăși, de fapt, credința, de a-L face cunoscut pe Dumnezeu și mântuirea Lui în Iisus Hristos, de a face să ajungă roadele acestei mântuiri la toți oamenii. Este, să spun, o comunicare poate din cele mai nobile, pentru că e vorba de suflet, e vorba de duh, și este o chemare, de fapt, la a comunica acest act al gândirii, al judecății, pentru că credința nu, în sensul adevărat, nu este ceva banal, e ceva foarte sublim. Upanishad spune, nu, numai cine gândește, crede. Cine nu crede, nu gândește. Și pe unde ați umblat? Pe unde ați fost misionar și ați întâlnit oameni care poate până în momentul în care i-ați întâlnit nu erau atât de aproape de credință? Bine, experiențe într-adevăr au fost în mai multe locuri, experiențe de muncă pastorală, de muncă misionară, în Mexic, să spun așa, o perioadă mai lungă de 9 ani, în dieceza de Tijuana, și apoi în Kenya, în două dieceze, prima dieceză Niahururu, Nyeri, de fapt, unde am însușit, să spun așa, limba swahili și elemente culturale specifice locului, n-aș putea să spun țării, pentru că e varietate culturală datorită diferențelor etnice tribale. Și apoi dieceza de Marsabit, 15 ani, am fost paroh într-o parohie din deșertul Cialbi, lucrând împreună cu, transmițând Evanghelia, de fapt, împreună cu cei din tribul Gabra, un trib de nomazi, foarte unici, să spun așa, și un stil de viață și o cultură cumva atrăgătoare pentru misionari, cei care își doresc. Știu că și Matilda Andrici a fost în Kenya cu familia și este implicată în acțiunile caritabile de acolo, dar vreau să vă întreb, noi astăzi ne referim la copilăria misionară pontificală. Ce înseamnă și de când datează? Pentru că apoi să vedem de la cele două invitate concret ce fac membrii acestei asociații, organizații. Vorbim de secolul al XIX-lea, aproape jumătatea secolului XIX-lea, când preot, fiind apoi episcop, Charles de Forbin-Janson, care și-a dorit să implice copiii în opera de evanghelizare, cumva să devină și copiii protagoniști ai evanghelizării, a transmiterii credinței. El primea știri de la alți misionari din China și știrile nu erau prea bune, mureau foarte mulți copii, fără credință, fără botez, fără să-L cunoască pe Iisus, și atunci el a avut ideea să implice copiii din Franța
în această muncă misionară. S-a consultat cu Pauline Jaricot, cu această fericită care a fost declarată fericită de fapt duminica trecută, și ideea principală, e curios, nu era atât de a salva de sărăcie unii copii care mor nevinovați, ci de a forma inimi misionare, pe acei copii să-i formeze așa din punct de vedere misionar, să gândească din punct de vedere misionar, să iubească misiunile, pentru că aceștia îi vor ajuta mereu. Dar când nu iubesc misiunile, de fapt nu sunt formați din acest punct de vedere, nu vor ajuta. Poate ajută odată când li se solicită ajutorul, o rugăciune sau un bănuț, dar nu. Dar dacă îi formezi, și asta a fost ideea lui principală, să formeze copiii din Franța, o operă misionară care apoi s-a extins în Europa și în toată lumea, în așa formă că Sfântul Părinte Pius al XI-lea a adoptat-o ca pontificală, de drept pontificală, și folosește ca un instrument de evangelizare în țările de misiune. A fost fondată în 1843, de fapt. Dar în țara noastră, opere, de mai puțin timp există, noi, de-abia acum 3 ani, în 2019, Preasfințitul Rob, în luna mai, a inaugurat copilăria misionară pontificală și de atunci am format grupuri și am invitat pe mulți copii să facă parte, pentru că practic le dă o deschidere universală, sunt chemați să slujească biserica universală, numai biserica locală, așa cum nu ajunge să ajuți doar familia, trebuie să ajuți și în jurul tău, într-un fel sunt chemați să descoperă această dimensiune misionară. Pauline Jaricot, pe o poză, pe o icoană a ei, era scris, nu, că de fapt clausura ei era lumea întreagă, noi aparținem lumii, e un concept de fraternitate fantastic, nu, unde ești responsabil pentru mântuirea tuturor și să fii deschis spre ceilalți. Să vedem ce ne spune Matilda Andriș despre membrii acestei. Până la urmă vorbim de o rețea mondială, nu, de rugăciune și de caritate, în care sunt implicați copii, tineri. Concret, ce face această rețea? Sau membrii rețelei, cum sunt ei implicați? De fapt, este vorba despre o rețea mondială care se adresează tuturor credincioșilor, chiar dacă se numesc operele misionare pontificale, se adresează întregii biserici universale și celor care sunt botezați în Biserica lui Hristos, și are la bază carisma misionară, a rugăciunii și a carității în mod special. Practic, educăm copiii, adolescenții, tinerii, prin rugăciune și caritate. În primul rând, prin rugăciune, pentru că rugăciunea este, cred eu, elementul esențial pentru a ne pune în legătură cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni, atât cu cei de pe pământ, cât și cu sfinții din cer. Este un element, un instrument, mai curând, la îndemâna oricui, pentru că este vorba despre o relație și întotdeauna relația ne duce către iubire, către caritate, cel de-al doilea element al carismei misionare. Că fără iubire nu putem să funcționăm, pentru că suntem creați din iubire și acolo trebuie să ajungem toți. O voi întreba acum pe Maria Gheț despre ceea ce înseamnă pentru ea și rog pe colegii din regie să ne ofere imagini pe care ni le-ați pus la dispoziție din activitățile acestei organizații. Maria, ce înseamnă pentru tine, ca tânără, elevă, ești membră în această organizație, nu știu de câți ani, ce înseamnă și de ce ai vrut să fii membră? Într-adevăr, dumneavoastră ați folosit până acum termenul de rețea, deși trebuie să recunosc că mie personal îmi place să-i spun familie. Pentru că, la fel ca în orice familie, ne ajutăm reciproc, ne sprijinim reciproc, lucrăm împreună pentru un scop comun. Iar scopul nostru comun este Iisus Hristos. El care ne învață că trebuie să vestim Evanghelia în toată lumea, așa cum i-a învățat și pe apostolii săi. E una
am descoperit de copilăria misionară pontificală datorită surorii mele mai mici, Natalia. Este prima din familie care a descoperit de aceasta și datorită entuziasmului ei și a răspunsului pozitiv pe care ea îl dădea la activități prin recitarea rozariului sau prin cântări, a născut și în mine o sete foarte mare de a cunoaște cât mai multe și am zis că trebuie neapărat să mă bag și eu și să intru în această activitate. E foarte frumos și vom încerca să luăm legătura și cu una dintre cele două surori, pentru că este și sora Lucia, este și Natalia, care ar fi putut să fie alături de noi astăzi dacă nu ar fi avut la Ghereiești evaluare, dar vom încerca să intrăm într-o legătură telefonică îndată cu ea. Iată, este Natalia, o salutăm în acest moment. Bine ai venit, Natalia Gheț, la TVR Iași, la emisiunea Lumina Creștinului. Bine v-am găsit. Spune-mi, te rog, uite, suntem aici împreună cu părintele Eugen Blaj, cu Matilda Andrici și cu sora ta. Ce înseamnă pentru tine faptul că faci parte din copilăria misionară pontificală? Pentru mine, CMP, copilăria misionară pontificală, este un grup de copii creștini din multe colțuri ale țării. Este o familie care își propune să implice copiii în activitatea misionară a bisericii prin rugăciune și caritate. În primul rând, participăm la întâlnirile pe Zoom, întâlnirile din fiecare miercuri la Sfântul Rozariu, apoi întâlnirile fizice care se organizează în timpul anului de mai multe ori, întâlniri în care noi ne rugăm, participăm la Sfânta Liturghie și vizităm diferite locuri, ne jucăm și ne simțim ca într-o familie. Da, Natalia, cuvântul familie văd că revine și atunci când vorbești și tu și sora ta, Maria. Te felicităm pentru gândurile frumoase cu care ai fost prezentă în emisiunea Lumina Creștinului. Îți mulțumim. Cum marcăm anul acesta Ziua Națională a Copilăriei Misionare Pontificale? Anul acesta am programat un simpozion pe platforma Zoom, ca să se poată conecta mulți copii, nu numai cei care au făcut o adeziune la copilăria misionară pontificală, ci și alți copii, prietenii lor, care vor să cunoască mai mult, să difuzeze, să spun așa, nu? Această activitate a bisericii, activitate misionară. Și e un simpozion de 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, pe Zoom seara, de la ora 8 la ora 9:30, 10. Și apoi sunt chemați cel puțin cei din zona Bucureștiului să mergem în misiune la Smârdioasa, în acel județ care nu a avut o biserică catolică, nu are, și sunt câțiva credincioși care s-au stabilit în acea zonă, în diferite localități, Zimnicea, Alexandria, Turnul Măgurele, zona de sud, exact, cea mai de sud, așa, la Dunăre. Și o să mergem un grup mai mare să celebrăm o liturghie de mulțumire pentru acest dar, că și la noi a ajuns copilăria misionară pontificală, când de fapt în alte părți are 170 ceva de ani, 180 de ani aproape, să fie cunoscută și să ajute copiii să crească în credință, să aibă o deschidere mare din punct de vedere al gândirii, al iubirii, să iasă cumva așa din zona restrânsă în care trăiești și să înțeleagă de fapt că aparținem lumii întregi și suntem responsabili pentru toți și să iubești pe toți, indiferent de situația în care sunt ei sau de condiția lor. Asta vrem să le transmitem copiilor și în formarea noastră pune mare accent pe lucrul acesta, cum a făcut Iisus. Rămânem alături de Matilda Andrici pentru că vreau să aflăm câte ceva despre evenimentul la care a fost martoră recent și nu e puțin lucru să fii în Franța la un eveniment așa cum s-a întâmplat. Da, într-adevăr, a fost un eveniment extraordinar. Mi-am dorit foarte mult să particip la beatificarea fericitei Pauline Marie Jaricot, cea care stă la baza misiunilor, a operelor misionare pontificale.
Și am mers cu Ștefan și a fost așa o trăire deosebită. Cu Ștefan Andrici, cu Ștefan Andrici, soțul meu, da. Și acest eveniment a avut loc într-un loc expozițional, într-un pavilion foarte mare, unde erau 15.000 de scaune și au fost ocupate, pentru că au venit foarte mulți oameni din Franța și din alte părți ale lumii. Și a fost așa, am simțit-o pe Polin prezentă cu adevărat la acest eveniment, în fiecare om care a fost acolo. Și a fost o trăire deosebită. Tot în această ocazie au fost jubileele, s-au împlinit 400 de ani de la înființarea Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor, 200 de la înființarea Operei pentru Răspândirea Credinței, a cărei fondatoare este Polin. Jaico, și 100 de ani de când 3 dintre opere au devenit pontificale. Este vorba despre Răspândirea Credinței, Copilăria Misionară și Opera Sfântului Petru Apostol. Apoi am avut ocazia să pășesc pe urmele ei. Am fost peste tot, așa, am dorit să o cunosc mai bine, pentru că o iubesc foarte mult. O iubesc tot mai mult cunoscând-o. Și am fost în capela în care ea a depus votul de castitate la vârsta de 17 ani, dorind să îi se ofere lui Iisus, dar în lume, nu într-o mănăstire. Cum spunea și Părintele Eugen, ea considera că mănăstirea ei este lumea ma Clotilde Selomon. Apoi am fost la un domeniu mare pe care el a cumpărat o casă, se numește Loret, unde ea a trăit. Am fost în camera ei, am avut ocazia să ating lucrurile personale. Am fost în Saint-Nizier, unde era parohia, unde este mormântul lui Polin, unde ea se ruga foarte des, mergea și se ruga la Sfânta Fecioară pentru misiuni, pentru mântuirea omenirii, pentru evanghelizare. Își dorea foarte mult ca toți să-L cunoască pe Iisus. A fost o persoană deosebită, pentru că ea a comunicat cu Iisus foarte natural, foarte normal, și cred că acest lucru este cel mai deosebit în viața ei. Și pentru voi momente de mare emoție, înțeleg, pentru familia Andrici. Mă întorc la Maria Gheț, pentru că nu e departe de vârsta lui Polin. Și vreau să te întreb, Maria, ce înseamnă, ce învățați voi, copiii, tinerii, din aceste întâlniri pe care le aveți? Cu această întrebare m-ați cam provocat, pentru că dacă ar fi să încep să enumăr câte lucruri învățăm noi aici, cred că n-aș mai termina până mâine dimineață. Chiar dacă am depus adeziunea acum un an de zile, pentru mine această perioadă a trecut foarte rapid și a fost plină de roade. În primul rând, avem 3 principii de bază după care ne ghidăm: postul, pomana și rugăciunea. Rugăciunea, care până la urmă stă la baza celorlalte, e temelia și este la îndemâna oricui. Este cea mai bună metodă când vrem să sprijinim misionarii și nu știm cum. Apoi, pomana. Într-adevăr, Copilăria Misionară Pontificală ne învață să dăruim, să dăm din puținul nostru, și ne demonstrează cât de multă bucurie ne poate aduce o simplă faptă bună. Iar nu în ultimul rând, postul, care la prima vedere pare o provocare mai dificilă, însă în Copilăria Misionară Pontificală am învățat că această provocare trebuie acceptată cu zâmbetul pe buze. Din punctul de vedere al unei persoane consacrate, cât de important este ca tinerii și copiii să fie implicați în astfel de activități? Ce înseamnă din punctul de vedere al Sfinției voastre? Copiii vor fi liderii de mâine a bisericii și a societății civile. Important să aibă o formare integrală, nu numai din punct de vedere
intelectual, psihologic, dezvoltare fizică, ci din punct de vedere spiritual. Pentru că și Biblia o spune clar, Sfântul Paul, nu? Când vorbește de omul întreg, spune trup, suflet și duh. Ei, căutăm să dezvoltăm duhul, nu? Să descopere tot mai mult duhul în ei, pentru că așa, nu? Un om integral este un om care iubește adevărul, iubește lumina, iubește, să spun în ghilimele, așa, universalul, ca și concept filozofic. Și garantează cumva așa mântuirea celorlalți, garantează un viitor mai drept, mai iluminat, mai liniștit pentru toți, nu? Apoi e important, tinerii nu sunt liderii de mâine, aș putea să spun, sunt implicați deja în multe sectoare ale societății și ale bisericii, au multe responsabilități și, nu? Asumă responsabilități, ei dau multă viață activității bisericii, dau garanție și dau continuitate, pentru că primesc o moștenire pe care apoi o predă celorlalți care vin după ei. Nu? E foarte important după mine. Mai avem destul de puțin timp, dar aș vrea să mă întorc în aceste ultime minute felicitând-o pe Maria Gheț, pentru că am uitat să o felicit pentru locul întâi la Olimpiada de Religie Catolică, loc pe care l-a obținut anul acesta la faza națională. Felicitări, Maria, și mulțumesc, mult succes în continuare. Mulțumesc. Aș vrea să aflăm pe scurt de la Matilda Andrici care sunt activitățile programate pentru perioada următoare în cadrul copilăriei misionare pontificale. Da, sunt multe. Cumva sunt o continuitate a ceea ce am început pentru a ne ajuta să creștem în credință. Cel mai recent va fi, cum spunea și părintele, simpozionul, care va fi de 3 zile, va fi încununat cu Ziua Națională a Copilăriei Misionare. Aș dori să specific că la acest eveniment va fi prezentă cu noi Meilin, fetița care a fost vindecată prin intermediul fericitei Polin Jarico. Practic, Meilin a dus-o pe Polin la cinstea altarelor. Am avut ocazia să o cunosc. Este o fetiță deosebită care a fost transformată din punct de vedere spiritual atât ea cât și membrii familiei datorită acestei intervenții. Apoi va fi prezentă cu noi sora Roberta Tremarelli, secretar internațional al Copilăriei Misionare Pontificale. Apoi avem activitățile, să spunem așa, din fiecare săptămână. Ne întâlnim în fiecare săptămână cu copiii pentru formare misionară, sâmbăta. Miercurea ne întâlnim pentru a ne ruga împreună Sfântul Rozariu sau depinde de perioada anului. Uneori putem face Calea Sfintei Cruci sau novene. Pregătim deja campusul pentru la vară. Copiii abia așteaptă să meargă. Avem foarte multe activități care vin pe parcurs. De exemplu, se fac târguri prin care copiii confecționează obiecte, așa cum sunt aceste. Cum sunt cele, da, și de sunt aici, confecționate, da? Chiar de Maria și surorile ei și alți copii din Ghereiești. Ce mai avem? Avem multe activități. Facem pelerinaje. Pelerinaje, am văzut și în, da, pozele pe care ne le-ați pus la dispoziție. Din păcate, nu mai avem timp. Voi încheia această ediție a emisiunii mulțumindu-vă și oprindu-mă la motoul copiii sprijină copiii și angajamentul un bucură-te Marie în fiecare zi și un bănuț pe lună. Cred că e cel cu care putem rămâne în minte după această ediție pe care am consacrat-o copilăriei misionare pontificale. De la Iași, toate cele bune, rămâneți alături de programele noastre. Mm-hmm.